Pavimentul unei alei din parcul insuliței Jiului a fost distrus de mașinile de mare tonaj. Primarul municipiului Târgu Jiu a declarat că a aflat de această situație azi dimineață, iar vina o poartă viceprimarul Adrian Tudor. Totul pentru că a luat decizia de a amplasa în zonă operele realizate anul trecut în tabăra de sculptură, iar acțiunea s-a făcut fără știrea edilului. În replică, Adrian Tudor afirmă că a avut toate avizele necesare pentru amplasarea operelor în zona respectivă, inclusiv semnătura primarului. Marcel Romanescu a declarat că a fost o decizie a viceprimarului Tudor, iar cei care au transportat și ulterior amplasat operele nu și-au luat măsurile de siguranță. E regretabil tot ceea ce s-a întâmplat acolo. Am dat dispoziție în această dimineață ca până la sfârșitul zilei pavimentul să fie refăcut în forma în care a fost înainte de a se monta acele sculpturi. Ce s-a întâmplat exact? A fost o decizie a celui care coordonează partea de cultură, a domnului Adrian Tudor, să le amplasăm în acea zonă. S-au amplasat, însă cei de la edilitate trebuiau să-și ia toate măsurile ca să nu ajungem în această situație. Am aflat în această dimineață și v-am spus, până la sfârșitul acestei zile, pavimentul trebuie refăcut la forma inițială. Adrian Tudor spune că această situație se întâmplă în fiecare an din cauza pavelelor care sunt puse pe nisip, însă se lucrează deja la reconstruirea aleii respective. Fiecare an, datorită tonajului foarte mare, pavelele care sunt pe un suport de nisip au de suferit. Da? Dar în fiecare an, imediat după această operațiune, aleea respectivă este reparată. În cazul și acum, când deja vor fi... Deja se lucrează la repararea aleii respective, nu e niciun fel de problemă în acest sens. Potrivit autorităților, nu este o pagubă însemnată, iar aleea va fi reparată în câteva zile.